Creștinii din întreaga lume sărbătoresc pe 13 noiembrie Ziua Mondială a Bibliei. În această zi este cinstit cel mai mare exeget al ei, Sfântul Ioan Gură de Aur. Biblia sau Sfânta Scriptură este moștenirea cea mai însemnată a Bisericii, care la rândul ei este ca o fiică a Bibliei. Este cea mai citită carte, dar nădăjduim și ne rugăm ca să și împlinim, într-o măsură, fiecare după cum poate, într-o măsură mai mică sau mai mare, ceea ce scrie acolo, pentru a ajunge la destinația pe care Sfânta Scriptură și-o propune, și anume dobândirea Împărăției Cerurilor. Biblia a fost scrisă timp de 1500 de ani pe trei continente, Asia, Europa și Africa, de peste 40 de autori care au scris în trei limbi diferite. Cele mai vechi porțiuni ale Vechiului Testament au fost înregistrate în jurul anului 1400 înainte de Hristos. Biblia este cea mai citită carte din lume, însă cei care au lecturat-o spun că este grea de înțeles. Ai citit Biblia sau măcar o pagină? Am citit, da. Limbajul în care este folosit în Biblie este puțin greoi, însă cu cât te adâncești și citești mai mult, cu atât înțelegi mult mai multe lucruri. Se citește foarte greu, am încercat, dar n-am citit-o. Ce vi s-a părut greu? Nu știu, că nu înțelegeam bine toate sensurile. Nu aș ști să vă spun exact, dar am început-o, am citit vreo 20 de pagini din ea, am lăsat-o, am zis că mai mă apuc din nou și nu. În România, Ziua Bibliei a fost instituită prin hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 14 noiembrie 2006.